Am uitat povestea. Aoleo, bun găsit, Silvia. Păi uite, ne ajută Otică, ea are poveștile la ea astăzi. Cum să meargă Silvia? Uită-te așa puțin la ea, unde să meargă? Merge... Oti, ceva inteligent. Pleacă de la restaurantul. Na, nu cu de-astea cu mine, nu cu restaurante, că nu știi că nu mănânc. Otilia, am spus, fermă. O fermă? La o fermă. O fermă de... Să-mi cumpăr ouă de melci. Pește. De melci? De melci? Da. Superb! Ce să facă acolo? Să cumpere găini. Melci. La o fermă de melci să cumpere găini. Asta fac. Ceva superb, Otilia. Horatiu, tu ce zici, domne? L-ai adus și pe Horatiu și azi? Nu, când țin o carte în mână, am observat că mi se întâmplă ceva. Nu, nu știu, mă simt așa deșteaptă. Da, mai cunosc pe cineva care doarme cu ea sub pernă și are senzația dimineața că... De acum, eu m-am gândit, dacă tu nu poți să-mi iau un stilist, am zis mai cu o carte, e mai accesibilă. Da. Și învăț de aici, știi? Horatiu când zice, băi, Silvio, potolește-te, eu știu teatru de asta, dar potolește. Și eu imediat, știi, mă. Înțeles. Hai să vedem ce ne spune Marisa despre ținută. Mi-a plăcut ca sacoul să fie scurt, să nu sară peste fustă. Da, era super. Da, și mi-a plăcut să-l bagi în fustă, cred că arăta mai bine. Și în rest îmi place, mi se pare o ținută bună. Dar ar trebui totuși să mai renunț la carte, adică poți să o citești acasă, eventual. Tu să renunți la ce faci tu. Da. Pasul Marisia acesta, lasă-mă pe mine. Nu, pasul Marisia nu. De e un pas pe care îl apreciază da. Oamenii care privesc. 12 ani, 13 ani. Da, e bine. Poftim? Eu să-mi iau și eu pasul... 13 ani, 13 ani, 16 ani. Știi cum e pasul Einstein? Auzi? Mă prefac că nu te văd. Igiena orală. Știi? Știi? Preferi igiena. Nu vă n-aud. Și pe tine cine te apreciază? Oamenii peste 40 de ani? Mai vorbeam despre mine. Prefer să nu bagă seamă. Nu, ai spus că pe mine mă apreciază o anumită vârstă. Pe tine cine te apreciază? Nu aud, nu văd. O anumită persoană. Pe tine cine te apreciază? Horatiu? Tu ce spui? Horatiu mă apreciază. Doamne, îți dea Dumnezeu că nu cred. Mulțumesc, Horatiu. Nu cred. Nu cred, în fine. Mai departe. Despre ținută sau atât a fost? Nu, doar sacoul în fustă. Perfect, bun. Andreea? Îmi place foarte mult fusta pe care o porți. Într-adevăr, trebuia să alegi astăzi o geantă totuși pentru o fashionistă și o stilistă. E așa cartea când ca nu vreau câteodată, vreau să... Știi ce vreau câteodată? Să încalc regulile. Îmi place câteodată să văd ce se întâmplă. Ieri, dar astăzi, bine, în fine, ai mai luat o banană, poate e toarta și geanta ține locul... Andreea, iar ești răutăcioasă, mă. Dar leagă-te de ce e, de ce nu e. Iarăși, vedeți? Măi, uite, fii atent. În loc să-i spui unui om întâi ce este, și după aceea, ce nu e? Hai mă, ce naiba. Da, te întreb mâini, n-aveai o geantă. E răutăcioasă. Vrei și tu bananul? Ne. Te las ție, că după aia rămâi fără toartă. Bine. Îmi place și sacoul, într-adevăr, e puțin peste, se vede. Eu am intenția mea stilistică, este aportul meu pe care aduc aici. Puteam să-mi iau o bluză vârâtă, sub, da, cu o centură frumoasă, cum vă place unora, să o pună tot timpul. Nu, dar și dacă băgai sacoul în fustă, venea la fel de bine. Andreea. Eu vin și eu cu ce am eu în cap, dacă se-i place cuiva bine, dacă nu, înțelegi tu, dar este ideea mea. E normal să vin cu ideile pe care le-am eu. Da, și eu îmi spun doar părerea și chiar da, îmi place sigur, ține, dar îmi plac foarte mulțumesc. Mult încălțările, pălăria pe care o porți. Da. Interesant. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să te invit în fața juraților, Silvia, te rog. Andreea, da. Știi ce înseamnă banana aia? Nu! Toarta de la geantă, am spus. Este semnul de cartea lui Horatiu. Nu, este toartă pentru că Silvia nu are o geantă și geanta inițial, e... Inițial, știi ce voiam să spun o poveste, gen presez banana, era așa, știi, previzibil și nu... Nu, da, îi străceam fata lui Horatiu, nu-mi permiteam chiar așa. E semnul de cartă de la Horatiu, lasă-o așa. Au nu trebuie să rungi, dragă, cum vreau eu. Dacă chiar te amenința pe aceea. Să nu facem aluzii pentru că nu e fain și... Da, da, da. Mie îmi place. Bine, n-aș putea să nu spun că nu-mi place. Într-adevăr, sacoul putea fi mai scurt, dar... Mie îmi place cum se vede aici căzut, așa. E frumos așa. L-ai aranjat într-un fel al tău în care nu chiar nu deranjează. Iar ideea asta de volum în partea de jos este e superbă. Creează un efect optic, te-am urmărit defilând, fantastic. Mulțumesc. Sunt flatată. Silvia, crede-mă, aș adora să port această fustă. Este accesibilă numai anumitor siluete. Din păcate, arată splendid fustă.
asta este superbă, este de editorial de revistă, îmi place la nebunie. Întreaga ținută îmi place și sandale, stați este accesorii de pe cap. Este greu de purtat însă, crede-mă. Trebuie să arăți într-un fel ca să poți să porți. Slab, trebuie să fii slăbuț. Finuța alcătuită, excepțional, styling-ul. Mulțumesc, dragă Luca. Și să nu ai glezne picior de pod. De porc? A, de pod, de pod. Dragă, eu zic să-l lași pe Horațiu la o parte și să o iei pe Elfi de Jelinek, pentru că ea la tine s-a gândit când a scris Pianista. Ai ceva psihotic, dar psihoză din aia austriacă, germanică. Nu găsești? Moris, tu ai atâta informație încât eu nu pot să o cuprind. Este o psihoză? Da. Austriaca. Austriaca. Știi ceva? Eu am în mine foarte multe chestii, da, pe care le spun mulți. Nu, și ei la mine vin așa de... Dar numele astea pe care mi le divulgi, doamne, nu, e, sunt în vid, adică eu nu le știu pe astea. Pianista a circulat destul de liber. Ai, ca și când în... spun eu că stau la țară, la Tămășești și tu nu știu unde e, adică pentru mine cam așa. L-a văzut foarte multă lume, o carte de citit-o foarte multă lume, în sfârșit. Nu, ți-l recomand cu plăcere. Izabel Iuper e divină în Pianista și tu mi-aduci aminte de Pianista, ținuta fiind divină. Calificative! Mulțumesc! Da! Adică cuvintele îmi sunt sărace când faceți hai, așa. Hai, adică, cu prostiile astea, bravo, ai stil. Nu pe cuvânt. Deci eu mă simt extra. Nu, nu, în fine. Nu te sătura, au, Silvia. Nu te sătura, mă, de atâta, bravo, ai stil. Nu te ia crești. Da, pe cuvântul meu, știi, Calixia, nu mă interesează așa stelele astea neapărat. Chiar nu contează. Îmi place doar că atunci când am și eu câte o idee și o pun în practică, îmi place să fie apreciată de oameni. Silvia, bravo, ai stil. Și acum vine că... Dă nu, că acum îți faci de asta o extorsiune de n-ai că nu vorbești, Silviu, ești tare în gură, ești... Ești tare în gură, da. Ai pene la... Ai și pene. Bine! Trei steluțe pentru tine, Silvia, felicitări, mulțumesc tare mult. Horațiu, poartă noroc, mă. Da, da. Mi-au altceva.